I-a tratat amabil cu pahar de apă și era și mințul parcă fost încit. Ne știi de unde totul s-o înceapă, dar ca orice papă a găsit un drum și pe unul mureș vocea lui Blănie. L-a întrebat cum te-a dus când ți-ai postul, plânsul mâine de la sculărie. Ăsta nu-i mie de la sculărie, ăsta nu-i mie de la sculărie, ăsta nu-i mie. Asta nu-i mie de la sculărie, observând această cintrituiți, care mersul lumii zilnic iubechează. La o faptă mare i-au fost sortiți să-i organizeze și o mică fază. Când era la papa, Doamne, ce necaz, unul dintre pasnici deșină afară, medicii de gardă, pădură treaz, și motivul bunii toți îl căuta. Poți cumva și nouă tu să ne explici cauza din care ai căzut în luptă? Domnilor, mă spune cum stăteam aici încordat în beria asta neîntreruptă. A trecut regina aliei gaci, cosuită mare și cu protocoare. M-au retras în urmă seanul stingherii și-am simțit genunchii cu o pică moare. Când am auzit un punct de interes, pur și-n capă curtea că ar vrea să știe cine-i bătrânul bunător de fes. El de irie de la sculărie, ăsta nu-i irie de la sculărie, ăsta nu-i irie de la sculărie.